Deci 3 lemne jumate să începe lapte. Deci aici 3 jumătate. Mai scădem încă 3. Gabi, mulțumesc. Ca să-mi... Pe matrix-i. Pune și... Salarul lui Viero. Nici nu știu dacă mi-aduc banii ăștia, pentru că banii ăștia... Gândiți-vă că banii ăștia să mă duc mâine săptămâna viitoare să-mi scot 2 măsele și să-mi pun un pivot. Și cred că s-au dus banii dacă fac socoteala. Un bax de pe păr și în jur la cât e. Că eu eram din Kaufland și de obicei gen 2 milioane, 1.200.000, gen 1.300.000 maxim. Pe acolo e gen 1.500.000, nu știu. Mă, max. Bam. Și nu-i pun salariul lui Viero pentru că momentan gen nu știu cât ia. Folosesc, depinde... Depinde de Pampers. Folosesc la Pampers, dar uneori folosesc și de la 2.090.000 de lei. Mie mai 1.200.000. Hai să punem 1.200.000, gata, și la Kaufland. Deci 120. Mai ne rămâne 80, ne țin minte 80 acolo, da? Șervețele umede. Eu punem mai 80 de lei, gen luăm șervețele mele de 80 de lei ca să fie suma rotundă, scriu aici 80 ca să gen nu uit. Gen vin vreo 8 pachete dacă sunt alea de la Pampers, gen de alea mari, în jur, cam pe acolo. Deci e ok, nu? Zic până acum, calculul e ok. Mai departe, mi-a dat să iau nidoflor, nu știu cât o fi un nidoflor. Trebuie să iau ser fiziologic, să iau iarăși, deci ser fiziologic, ser... Nidoflor. Nidoflor. Și de asta, cum se cheamă? Panadol. Panadol. Nidoflor e cam... E până 30 de lei. Deci cu panadolul, nidoflorul și cu serul și în total, hai să zic că, bă, maxim să mă duc să gen un milion, să mă duc un milion, că poate mai cumpăr și un test, două dosari și o să le-am în casă și completez gen milionul, dacă ar fi să nu depășească un milion, deci 100 de lei. Mai punem aici 100, mai ne rămâne 100 din banii aia. Bun. În total mai am așa. 46, 8, 10, 12, 14. Am fix banii de chirie, dar eu mă duc săptămâna viitoare la control. Băiatul cam atât are nevoie, nu mai are nevoie de nimic, că i-am pus și gen comanda, i-am pus și pe împăr șervețele și tot ce îi trebuie gen din... Tot ce îi trebuie gen din farmacie, cam atât, ce dane, cam plic. Săptămâna viitoare mă duc la control, miercuri sau joi, când? V-am spus sau nu v-am spus? Eu iau seră din acela gen la branură, gen nu de la mici, gen stil branură. Mulțumesc, m-ați invitat de să repar frigiderul ăsta sau să-mi cumpăr altă. Mi-a rămas milion acolo, ok? Hai că poate strângem banii pe revolut de frigider. Nu mai pun frigiderul, dar l-am pizda măsii de frigider. Am stat atâtea zile fără frigider. Bun. Controlul e 2.5. Deci mai mi-a rămas un milion acolo, mai... 1-1 și mai mi-a rămas 50 de lei. L-am astea din... De unde trebuie? Dar nu, eu nu-i dau apta mie, iubito, îi dau un an. Bun, mai mi-a rămas 50 de lei sau 1.000.000 cât am zis că mi-a rămas acolo. Ce complicat e să-mi bap celul. Vedeți? Când ai banii în mână, nici nu știu ce să faci. Nici măcar m-am zis la cumpărături, am spus stau așa că nu vreau să-i cheltui. Să plătesc facturile de luna asta, băga-mi aici piciorul. E mai ieftin, dar nu o să mă duc la Supeco, dar am pus gen în mare 70 de lei cutia și dacă ar fi mai puțin, mai iau o cutie în plus și îi rămâne acolo. Ultimul este... Eu iau de-aia mare la... Ce controlam astea, gen să mă controleze la gen un de ăsta, control de rutină. Nu, îi dau și mâncare, zice.
ce credeți, aici n-am investit gen banii și așa, n-am cum să iau mâncare, gen să mă duc la cumpărături shopping pentru mâncare, pentru că n-am frigider să le bag. Și degeaba aș face asta, bun. Vreau să-i fac și un full Alex, ca să nu fiu nesimțită. Deci, doamne, la jumătate am scăzut. Cât costă un full la mașină? Cât costă un full la mașină? 3? În jur de 5, 3, 4. Hai, punem încă una de 2 cu milionul la 3. Hai, zicem 3, băgăm de 3, gen, și lui. Am scris aici motorină. Bun. Trebuie să-mi scot 10 milioane mai îmi rămâne. Și ce să-mi scot 2 măsele, minus 8, mai îmi rămân 2. Și au fost banii și nici măcar n-am pus pivotul, nici măcar n-am pus cheltuielile de zi cu zi, nici măcar n-am pus... Deci nimic. Trebuie să mă să iau și o lunică, poate o jucărică, ceva, bă, frate. Nu mai fac nicio listă, că mă enervez. Deci nu mai ajung. Nici nu mai ies în casă. Ce vorbiști? Nici mai ies în casă. Nu mai ies, gata. Așa stau. Cât timp are o cutie? Băi, poate să fai voi și mai puțin de o săptămână. Depinde când mănâncă. Că băiatul, dacă el a prins prostia asta, mănâncă mâncare și după cere biberon, gen. Și dau apă după ce mănâncă mâncare, dar cere biberon. Nu știu de ce. Ia două cutii de lapte. Păi dacă eu ți-am zis că abia mă ajută, gen, o cutie de lapte mă ține abia o săptămână. În jur de 4 cutii ar trebui să iau ca să... În jur de 4 cutii... Și am spus că luna să-i cumpăr și la băiat brățărică de aur. Că m-am jurat, i-am promis că-i cumpăr. Nu vrea lapte alimentar. Nu vrea. I-am dat lapte normal, gen de la de cumpărat, gen... Și chiar dacă m-aș da pe el, n-am frigider, trebuie să cumpăr frigider. Deci am încercat să îl dau pe lapte normal, i-am dat lapte și s-a stricat la stomac și îl refuza, nu-l voia. Dădea să-l vomite. O să-l pun mai târziu, iubito, că pe urmă iarăși mă critică ăștia că mă cerșești. Bea, mulțumesc. Se poate cu... Deci am fost și gen ca să repare frigiderul costă 450 de lei și decât să dau 450 de lei pe frigider, gen să-l repar și când nu mai stăm aici să plecăm și noi efectiv să investim într-un bun care nu este al nostru, prefer să caut pe OLX unul, gen din Călăraș, să dau gen, nu știu, am văzut unul cu 500